temperaturile minime de noaptea trecută au oscilat în jurul valorii de 0 grade, așa că zăpada căzută nu a rezistat prea mult pe sol. După ninsorile care au început încă din cursul serii, precipitațiile au fost și sub formă de lapoviță și ploaie, totuși s-a depus strat de zăpadă. În Oltenia și estul Munteniei și vestul Munteniei este cel mai mare strat de zăpadă, care la ora actuală măsoară până la 17 cm în zona Craiovei, dar și în alte areale din Muntenia. Totuși, precipitațiile au încetat în Oltenia și se retrag încet, încet de pe țară. La noapte cerul chiar se va însenina. Mâine dimineață temperaturile minime în Oltenia vor fi cele mai scăzute din această săptămână, adică între minus 7 și minus 2 grade. Posibil chiar și 0 grade pe unele zone din Oltenia, dar vor fi cele mai scăzute temperaturi. Mâine, în primele ore ale zilei de mâine, un nou ciclon mediteranean își va face apariția și avansul peste peninsula balcanică. România, Oltenia, va fi în prima etapă a parcurgerii acestui ciclon mediteranean. Ca urmare, în special mâine după prânz și mâine noapte, pe arii relativ extinse va ploua. Va ploua pentru că vremea se va încălzi mâine, valori maxime de temperatură între 0 și 5 grade, chiar între 1 și 5 grade, și minime poi mâine dimineață aproape pozitive, de la minus 1 până la 2-3 grade. Prin urmare, stratul de zăpadă care îl vedem va dispărea, pe de o parte datorită încălzirii și pe de altă parte datorită ploilor care vor veni. Urmează o perioadă mohorâtă și bogată în precipitații, nu neapărat sub formă de ninsoare. În ceea ce privește temperaturile, acestea se vor încadra în media perioadei pe care o traversăm, adică nu va fi foarte frig. Miercuri din nou va ploua, dar va ploua cu caracter local mai slab decât în cursul zilei de marți. Va ploua intermitent, valori maxime de temperatură miercuri între 1 și 5-6 grade și minime de la minus 2 până la plus 2-3 grade. Ploile vor înceta joi dimineața. Joi, izolat, va mai ploua slab, vântul slab până la moderat. Joi, valori maxime de temperatură de la 1 până la 5-6 grade. Minime, vineri dimineața, de la minus 2 la plus 2 grade. Vineri și sâmbătă, cer variabil, vânt slab până la moderat. Valori maxime de temperatură vineri de la 1 la 6 grade, iar sâmbătă de la 2 la 7 grade, duminică tot de la 2 la 7 grade, tot cu cer variabil și minime de temperatură de la minus 2 până la 2, 3, poate chiar 4 grade. În această parte a doua a săptămânii de care vorbesc, dimineața și seara este posibilă apariția ceții, pe de o parte datorită aerului cald și pe de altă parte datorită condițiilor locale de aici, de la noi. Da, vine iarna, aerul rece când vine? Da, va veni și iarna. Ala lung se vede că va mai fi o răcire a vremii în intervalul 27-28 noiembrie și probabil că și pe 1 decembrie vom avea fenomene de ninsoare. Deci vom face ziua de 1 decembrie, așa după cum arată calculele de acum, cu un episod de ninsoare asemănător cu cel care a fost în cursul nopții. Un lucru este cert, precipitațiile ce au căzut și vor urma să cadă au rezolvat problema deficitului de umiditate din sol.